Din punct de vedere financiar, veniturile companiei sunt peste cele prognozate, deci sunt cam 8-9% peste bugetul anului 2017 și cam 6-7% peste bugetul anului, peste veniturile anului 2016. Dacă discutăm de venituri, ajungem la o problemă care a frământat administrația o bună bucată de vreme. Gradul de încasare pentru anul 2017 a facturilor emise se situează undeva la 98,3%, ceea ce putem considera că e o adevărată performanță sau un record pentru administrația portului Constanța. Și discutăm de facturile emise în cursul anului 2017. Asta înseamnă că relația între administrație și cei care își desfășoară activitatea pe o platformă a fost mult îmbunătățită și a avut la bază condiții corecte pentru toată lumea. Dacă luăm în calcul acest lucru, diferența dintre 2017 și ceilalți ani, de fapt, este mult mai mare. Dacă luăm în calcul gradul de încasare a facturilor emise. Avem o creștere la cheltuielile materiale față de anul 2016. În ce se traduce această creștere? Această creștere se traduce în majorarea lucrărilor care se execută cu forțe proprii de către administrația porturilor maritime. Ceea ce duce implicit poate la o scădere contabilă a reparațiilor, dar de fapt și de drept, cu bani mult mai puțini, s-au realizat mult mai multe lucruri. Operatorii portuari, acolo unde noi dragăm, sunt obligați sau au dreptul să urce, să vadă atât măsurătorile de început, cât și cele de final. Iar feedback-ul de la operatori a fost foarte bun. Deci acest lucru a permis să nu mai existe acea ceartă non-stop între administrație și operatori. Deci, asta face parte și din ceea ce v-am promis de când am fost numit în această funcție, de a fi cât se poate de transparent.